salut pe toți, bună ziua și vă rog să distribuiți. E cealaltă parte a icoanei. Vă salut pe toți, bună ziua tuturor! Thank you.
făcut albastru ăsta. Da, se pictează și cu degetul. Foarte bine. Mulțumesc frumos, Petronela. Așa mai scrie cineva că... Mersi încă o dată.
Thank you.
Da, e mica nu multă, ce să faci, da. Vorba de o icoană. Nu poți fugări. Thank you.
Mersi frumos din nou, Petronela. Cam așa vă arată zona asta, aici nu știu albul ăsta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nu, domnul Nicu, pictez o icoană, fără nicio comandă, fără bani. E o icoană de la biserica Sfântul Ioan Botezătorul. Thank you.
Mamă, ce faci? Thank you.
Dacă te șezi să dormi? Ce? Nu vreau să mai dormi de când dormi. Da. Ești fix 4 când mă trezesc eu. Încerc să termin fundalul și să mai rămână Măicuța Iisus Hristos și nu știu aici în partea asta cine e.
Să rămână doamna Doina.
Da, am reușit să umplu fundalul, rămâne să mai finisez eu un băie străin. M-am cam plictisit.
Mă scuzați, în dreapta e continuarea pipirii, dar nu pot să... Mare icoana. Da, cam asta a fost pe azi, ia să vă arăt. E mult de lucru, la, acolo, în zona soarelui, la cer, la, e, mai e, până la, final, până la sfârșit mai este foarte mult. Am încercat să-mi creez așa o iubușă. Diferente. Și pe spate e cealaltă icoană care deja o știți. Thank you.
Da, la revedere și mi-a părut bine.